În zona de la ieșirea din Constanța spre Ovidiu a mai fost descoperit în anul 2005 un alt mormânt, datând din perioada neolitică. Arheologii spun că aici s-ar fi aflat în urmă cu 7.000 de ani o așezare tip Hamangia. Ca argument în acest sens, ei aduc rămășițele de vase ceramice descoperite în zonă. Cu ocazia lucrărilor la un nou centru comercial, cercetătorii au descoperit 22 de complexe arheologice, dintre care 21 sunt gropi menajere. Avem aici expuse în vitrină cele mai interesante descoperiri făcute în gropile menajere. Avem reconstituit ansamblu reprezentat de un fragment de râșniță de piatră și de bolovan folosit pentru zdrobirea grânelor pe aceasta. Avem ceramică, topoare de piatră șlefuită, lame din cremene sau silex, deșeuri de la cioplirea silexului. De departe, cea mai senzațională descoperire este un mormânt vechi de peste 7.000 de ani în care a fost îngropat un tânăr. Arheologii au găsit și un nume acestuia, Tom. Un prieten de-al meu, foarte vechi prieten de-al meu, pe care l-am chemat cu afecțiune Tom. Este vorba de un bărbat tânăr, după cum se vede, după starea danturii, starea impecabilă, pot spune, a danturii, care nu a avut norocul să trăiască mult. De fapt, majoritatea oamenilor de acum 7.000 de ani nu prea depășeau vârsta de 30-40 de ani. Astfel încât dacă reușeai cum necum să ajungi la vreo 60 de ani, să zicem, puteai fi deja considerat patriarh. Descoperirile au fost duse la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța.